Prin intermediul artiștilor Nicoleta și Lucian Liciu, Muzeul Județean de Istorie oferă iubitorilor de artă o expoziție surprinzătoare a cărei temă e un protest social original. Cele 90 de lucrări expuse la Galeria Artis sunt rodul talentului și imaginației unei generații de artiști tineri condamnați să trăiască într-o societate debusolată și din ce în ce mai agresivă. Sub pretextul descrierii vieții și comparării cu un sport extrem de dur pe care îl privim de multe ori la televizor, ei încearcă să-și aducă în față și să-și etaleze decepțiile cotidiene. Au trebuit să studieze mult, au trebuit să trăiască aici, să se formeze ca artiști, să crească și să educe o familie. Uitați, sunt însoțiți aici de 3 copii extrem de frumoși și au asumat să nu meargă în instituții de învățământ să predea pentru a-și câștiga existența și să trăiască numai din artă, lucru rar întâmplat în România contemporană, și de aceea spun eu că trebuie priviți cu multă seriozitate și respect. Subiectul lor predilect este natura umană. Este un mod extraordinar, postmodern, de a investiga această universală capteală în care ne desfășurăm existența, decriptând, de fapt, sub diferitele ei forme, toate genurile de violență posibile. Nicoleta și Lucian Liciu sunt printre puținii artiști care au curajul să exprime adevăruri existențiale profunde. Expoziția Box se desfășoară atât pe pereți cât și pe podea, sporind sentimentul de dominare a agresivității. Această expoziție este, deci cum s-a mai și spus, nu este lupta doi sportivi, este ca omului pentru a supraviețui în lumea asta. Dar ora și pe nevastă mea să spune. Este foarte bine că ne-ați putut să vă mulțumim pentru că am avut ocazia să o expunem aici. Mulțumim tuturor organizatorilor. Deși este foarte cald afară, ne bucurăm că au venit foarte mulți prieteni de-ai noștri și ce putem să ne dorim mai mult. Expoziția Box va fi deschisă pentru publicul slătinean până pe 4 august.